e să vezi dacă e bine. Șapte numere consecutive. Șapte numere consecutive. Șapte numere consecutive este și trebuie să aibă loc relația. Trebuie să găsești bine suma în culise, cum vei la câte porbi, ce ai făcut. La... suma a șapte numere consecutive. A șase cât am avut? 75, nu? 91. M-ai făcut să te spunem prietenul nostru. Fiind șapte numere consecutive. Am adăugat un bun 16 la 75. Încă la 75 ai mai adăugat-o? Un 16. A, că-i următorul. Foarte tare. Uite cum s-a prins el aici. Asta că ai mers tot cu 10 de bază. 10, da. Eu mă uitam la surplus acolo. Da, și tot și avea 15 și cu 6 care l-am pus, face 21 și dacă a fost 7, 70 și cu 21 făcea 91. Dar el și-a zis să pleacă de start cu asta. Bun. Acum, să-ți dau eu o sumă. Suma a 8 numere consecutive, atent, 8 numere consecutive este 124. Suma a 8 numere consecutive este 124. Care sunt numerele? 96 și 98. Nu. No. Aici nu are nicio relevanță. Dar suma a cât? A 8 numere consecutive este 124. Care sunt numerele? Poate că vrea de problemă? Nu. Suma, hai. Suma 8 numere consecutive. Eu zic să le duce cu segmente. Pe segmente, da. Suma 8 numere, 124. Da? Da. Face retri segmentele, hai, 8 segmente. Da. Primul este numărul ăsta. Următorul este același plus 1. Următorul este același, dar plus acum 2. Următorul este, vorbește următorul este plus. Și care sunt în total? 8 numere. Nu, în total numărul. 124. Suma tuturor este 124. Suma 8 numere consecutive, 2, 4, 6. Plus ai 7, pun numai pe 7. Da. Și pe urmă, exact așa și pun pe 8. Suma cred că aici 2, 4, 6. Deci, la al doilea am adunat cu un sigur, la al treilea 2. Așa trebuie făcut. Deci, 1 aici adugăm, aici 2, aici 3, aici 4, aici 5, aici 6, aici 7. Și sunt 2, 4, 6, 8. Până aici. Acum, am ceva de lucrat. Deci suma tuturor a 8 numere consecutive este 124. Suma 8 numere consecutive este 124. Aflați numele. Mă rog, să te gândești ca tema asta, că deja acolo e în clasa 6. Da?
Și îți spera timpul, te gândești ca să o rezolvi pentru mâine. Ok? Ok. Notează suma 124. Gata, deja am făcut. Foarte bine, acum o facem aici. Da, te-am gândit. Și compui și încă tu două probleme. Nu. Păi două. La cele mai mici. Nu știu. Dar măcar sau cele mai mari. De la 5 numere consecutive. Faceți acolo. Ceva sinteză? Da. Deci, figurativă. Da, deci la sinteza lecției. Am vorbit de numere consecutive. Așa. Și metoda figurativă. Figurativă. Și asta a fost. Așa că le ducem repede la asta. Finalul, Mario. Mario. La revedere! Nu uitați să lăsați un like, share și să vă abonați la Foroco Online. La revedere! Bravo. Și să nu uitați să mă urmăriți! Corect! La revedere! Ce mă gândesc?